Nenorocirea s-a întâmplat miercuri seară. Mama micuțului a pus apă la încălzit într-o oală, iar pentru câteva momente a ieșit din bucătărie. A fost suficient timp cât copilul să se răstoarne în oala cu apă clocotită. Trupul firav a fost afectat în proporție de 40%. Acesta a fost preluat de către un echipaj de terapie intensivă mobilă SMUR și transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Întrucât starea de sănătate s-a agravat, în timpul nopții acesta a fost transferat la un spital de Arș din țară. În paralel, reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului s-au autosesizat și au deschis o anchetă. Se pare că a fost doar un nefericit incident casnic, însă echipa de la autoritățile locale, de la primărie și cu echipa noastră va întocmi un raport în acest sens, raport care va propune o anumită măsură, dacă se impune sau nu să intervenim vis-a-vis de acest caz. Familia mai are 3 copii. Starea copilașului este acum stabilă.